Dragi prieteni, bună seara, bun venit la Cafeneaua Filozofică. Am ajuns la numărul 106 al întâlnirii noastre de seara de vineri, Cafeneaua Filozofică, care deschide fereastra spre lumea ideilor. Astă seară o să vorbim despre pseudoștiințe, științe alternative, negaționism, criteriul de demarcație, felul în care știința este sau nu asediată de diverse forme de impostură. O să pornim de la o carte și o să ne extindem de acolo către alte cărți, vorbind despre diverse tipuri de exemple și diverse tipuri de propuneri ale filozofilor din filozofia științei de a demarca între știință și impostură. Și pentru că invitații noștri din seara asta sunt Vlad Zografi și Ciprian Mihali, împreună cu Grigore Vida o să moderăm discuția la care o să participe și alți prieteni ai Cafenelei Filozofice, atât pe Zoom, cât și cei dintre voi care se găsesc pe YouTube și pe care vă salutăm și vă așteptăm cu întrebări. Iar pentru că discuția a pornit cumva de la o carte care face parte din colecția coordonată de Vlad Zografi la editura Humanitas, Vlad, arată-ne cartea și spune-ne două vorbe despre ea. E cartea lui Lee McIntyre, care e un filozof de la Harvard. Și am ales-o acum vreo 2 ani și ceva pentru seria de știință, fiindcă răspunde unei nevoi și la noi în țară. Și peste tot e zăpăceală mare cu pseudoștiința. Partea comică care începe McIntyre e vizita lui la o conferință a celor care cred că pământul e plat. Și se duce acolo, îi se pune și o insignă în piept, pe urmă se teme ca nu cumva să fie fotografiat, să fie prins în postura asta și are discuții cu acești oameni care alcătuiesc de fapt o sectă. Încât, până la urmă, eu aș vrea să discut chestia pseudoștiinței mai curând în perspectiva științei și mai curând în perspectiva fizicii, pentru că e o știință mai aproape și mai adaptată, să spunem, mecanismului lui Popper. Dar e comic faptul că, de fapt, asta e o problemă mai curând care ține de psihologie sau de sociologie decât de știință. Pseudoștiința. Și dacă îmi dai voie să spun câteva lucruri, să spunem, în introducerea poveștii, aș vrea să găsesc o definiție pentru ce e pseudoștiința. Și aici, iarăși, pornesc de la fizică și lucrurile pe care le pot spune despre fizică sunt translatabile cu anumite modificări și în alte domenii. Dacă luăm lucrurile cu o rigurozitate naivă, toate teoriile din fizică sunt false. Pentru că, de pildă, știm bine că mecanica cuantică nu e adevărată. Ea nu dă socoteală pentru efectele gravitaționale. Și invers, relativitatea generală, care e o teorie a gravitației, nu dă socoteală pentru ce se întâmplă la scara microcosmosului. Ori, aici trebuie înțeles, și e un lucru banal, dar cred că trebuie spus din nou, că cel puțin în fizică, dar și în celelalte științe, avem teorii care și au un domeniu de valabilitate. Odată cu apariția relativității sau a mecanicii cuantice, nu a fost desființată mecanica clasică, ci s-a stabilit, numai s-a fixat domeniul de valabilitate. Mecanica clasică e în continuare extrem de utilă când faci, tu construiești poduri, construiești avioane. După cum și mecanica cuantică e utilă pentru a explica ce se întâmplă în lumea particulelor elementare, iar gravitația e utilă pentru a explica teoria lui Einstein, relativitatea generală e utilă pentru a explica ce se întâmplă în cosmos. Dar, într-adevăr, nu avem o teorie ultimă.
Asta nu ne împiedică însă să dăm un coeficient imens de încredere predicțiilor mecanicii cuantice și predicțiilor relativității. Deci, judecând strict, sunt false și mecanica cuantică și relativitatea, ceea ce nu împiedică să fie utile și să ne dea o idee despre acea teorie ultimă care ar trebui să afle în spatele lor. Ăsta e un nivel. Dacă ai un asemenea nivel de exigență privind adevărul, vei fi decepționat. Mai e însă și un alt lucru. Am putea să spunem că știința este despre căutarea adevărului, dar nu despre găsirea lui. Da, și în același timp știința îți oferă adevărul. Găsești adevărul cu un domeniu de valabilitate bine precizat. Da, dacă fiecare are domeniul de valabilitate, înseamnă că nu sunt false, nu? Nu, Sunt. evident, evident, însă, bun, în mod absolut sunt false. Dacă ești să judeci ca un logician rigid, știm sigur că Da, mecanica cuantică nu e până la capăt corectă. Deci ar trebui dar să fie. știința nu lucrează cu un astfel de concept de adevăr, Exact. nu? Da, așa e. Așa neșlefuit, Așa e, dar lucrul ăsta trebuia spus de la început ca să nu dăm iluzii deșarte. V-aș ruga să punem un pic în paranteză definiția, pentru că e complicat. De acord. Împreună cu Grigore Vida facem un curs întreg despre pseudoștiințe și ne-am dat seama cât e de complicat să le definești și cum există multe tipuri și forme de discursuri pseudoștiințifice, așa cum există ceea ce Lee McIntyre numește negaționism, care nu e doar pseudoștiință, e un fel de știință alternativă, da? Și în carte este vorba despre partizanii teoriei pământului plat. Teoria pământului plat e ceva mai mult decât, să zicem, o altă teorie, nu știu, să ne gândim la teorii pseudoștiințifice din fizică, Vlad, fuziunea la rece, poate să vorbim despre ea la un moment dat. Una e să fii partizan al fuziunii la rece, direcție din fizică care la un anumit moment părea promițătoare și până s-a dovedit că se bazează pe experimente greșite și a fost abandonată. Și alta este să crezi în secolul 21 și să susții că pământul este plat. Cu ăștia discută sau cartea cel puțin, asta e provocarea cărții lui Lee McIntyre. Înainte să citesc această carte, am citit cartea despre post-adevăr, care este o carte încântătoare și aceea, publicată și aceea în limba română la o altă editură și m-a interesat foarte mult să văd cum s-a construit post-adevărul sau această doctrină a post-adevărului, pornind de la o veritabilă strategie de fabricare a îndoielii și a ignoranței. Și ce mi s-a părut relevant la el și la autor precum McIntyre este faptul că există în societatea noastră, în societățile noastre, de câteva decenii încoace, un veritabil program de cultivare a îndoielii privitoare la știință. Un program finanțat masiv, uneori, poate mai substanțial decât multe laboratoare de cercetare, finanțat de mari companii. Da? El citează aici exemplul celebru al finanțărilor pe care companiile de tabac le-au oferit unor cercetători pentru a demonstra că nu există nicio legătură directă între fumat și cancerul de plămând sau bolile cardiovasculare, asta încă din anii 60. După aceea, finanțări similare foarte, foarte importante acordate celor care negau vreo legătură între băuturile acestea carbogazoase și excesul de zahăr, cele privitoare la încălzirea la încălzirea globală, da? Și așa mai departe. Deci sunt foarte multe astfel de teorii, de teorii alternative care au cultivat în timp îndoiala privitoare la știință. Prin urmare, aș spune, cu cea mai recentă ipostază, desigur, care este aceea a pandemiei din ultimii ani și care
cumva a readus în atenție, în atenția noastră, în prezentul nostru de astăzi, a readus în atenție această industrie a îndoielii care s-a răspândit, aș spune, exponențial prin rețelele sociale. Deci, din această perspectivă, pe mine, dacă vreți, mă interesează impactul social, civic și politic pe care poate să-l aibă această industrie a îndoielii și, evident, trebuie să distingem foarte clar între ceea ce este aici îndoiala tipic științifică, aceea care ține de falsificabilitatea oricărei teorii, așa cum a spus foarte bine Vlad la început, și ceea ce ține de îndoiala aceasta a omului de rând care spune că, domnule, eu nu cred, eu mă îndoiesc de tot ce este știință sau mă îndoiesc de medicină sau mă îndoiesc de vaccin pentru că, iată, a murit un om și cu siguranță el a fost înțepat sau i s-a făcut nu mai știu ce. Deci, prin asta, cred că felul în care a fost cultivată ceea ce se numește la un moment dat ignoranța strategică, da, acesta era numele dat la aceste programe de cultivare a îndoielii de către marile companii ca să-și apere, desigur, profiturile, să-și apere producția la nivel internațional, că este tabac, produse chimice sau produse carbogazoase, toate acestea au devenit la un moment dat fenomene sociale și din fenomene sociale au fost translatate sau s-au translatat singure în domeniul politic, până la, știm bine, ceea ce s-a întâmplat în ultimii 10-15 ani cu aceste mari narațiuni alternative cultivate de fostul președinte american sau de oameni de genul lui sau de grupuri politice care au răspândit în publicul larg îndoieli foarte grave, aș spune și neliniștitoare, nu doar față de vaccinuri, nu doar față de climatologie, ci practic față de orice înseamnă știință în societate. Deci, cumva, acesta este contextul în care ne situăm și de aceea, pentru mine, Lee McIntyre este un autor preferat pentru că scrie pe înțelesul unui public larg și cred că Vlad a avut o idee excelentă să-l publice la Humanitas și încurajez pe această cale să rămână în memoria posterității, încurajez editura Humanitas, să-l încurajez pe Vlad să continue publicarea unor texte de felul acesta. Mai sunt, sigur, ne semnalează Adrian Țugui și textul lui Naomi Oreskes, Merchants of Truth, și așa mai departe. Cred că e nevoie să Merchants of construim Doubt, se corectează el, da? Deci, negustorii de îndoială, asta este cartea. negustorii de îndoială, da. Negustorii de îndoială, pardon, așa e, negustorii de îndoială, aceasta era. De aici a venit cumva și titlul discuției noastre din seara asta. Cum am ajuns să ne îndoim de știință? În momentul de față, pare să fie un fenomen generalizat și cei care discută despre pseudoștiințe, despre negaționism, autorii pe care i-ai citat, Ciprian și mulți alții, cumva dau senzația că știința a ajuns să fie o cetate asediată, înconjurată de rechinii pseudoștiințelor sau de negaționiști. Cartea lui Oreskes, Merchants of Doubt, sugerează că există un pattern al negaționismului științific și Lee McIntyre preia ideea asta, spunând toate teoriile alternative la adevăr. Nu știu încă cum să le spun, că folosesc cuvântul pseudoștiință și Grigore o să ne spună mai multe despre clasificarea tipurilor de teorii pseudoștiințifice. Aceste teorii alternative folosesc aceeași strategie de cultivare a îndoielii, care e tot mai prezentă în discursul public și deci dă senzația de știință al cetate asediată. De aici întrebarea noastră, dar cum am ajuns aici? E un fenomen nou? Când am ajuns să ne îndoim de știință? Știința avea un mare prestigiu la sfârșitul secolului XIX, la începutul secolului XX. Până când? Până după al doilea război mondial? Putem să punem un pic în context întrebarea asta, Vlad Zografin. Da, dacă îmi permiți. Ce era
Interesant, înainte, când a vorbit Ciprian, e că folosea cuvântul teorie. Ori cuvântul ăsta teorie are atâtea semnificații. Pentru mine, nu poate avea decât semnificația teoriei științifice în sensul lui Popper. Adică un ansamblu de propoziții care pot fi falsificate. Și cu asta. Și dacă trec textul, dacă trec testele, avem o încredere tot mai mare în ele. Acum, cred că sunt mai multe lucruri care intră în ecuația asta. Pe de o parte, știința de la începutul secolului 20 a derutat lumea. Relativitatea și mai ales mecanica cuantică, cel puțin în fizică, sunt contraintuitive. Și asta le-a creat o aură. Aura asta e și perversă. Pe urmă, sigur, e jocul internetului, faptul că se constituie grupuri, că circulă informația pe internet, informația care în general e gunoi. Marea majoritate a informației care circulă pe internet e gunoi. Aici e problema ta să decelezi, să dai deoparte imensa cantitate de gunoi. Da, mai e și altceva. Mai trebuie, adică, dincolo de faptul că poate fi și o politică de a te folosi de a induce ignoranța. Asta e altceva. Dar mai e și altceva. Mai e și refuzul publicului de a accepta posomorarea științei. De, oamenii au nevoie de ce mai zglobiu. Oamenii vor să fie mai zglobivi, vor ceva care să aibă mai mult farmec decât niște studii chinuite într-un laborator. Toate astea sunt cenușii. Ai nevoie de ceva de culoare. Și aici, uite, și vreau să mai spun ceva. Cred că sunt două categorii de, numește-o cum vrei, eu îi zic, te zic pseudoștiință totuși. Este cea banală, povestea cu pământul plat, asta e banal. Dar e și una sofisticată. Pentru că odată ce ai aflat de lucruri care te încântă, de lucruri care sucesc mințile, cum e mecanica cuantică, găuri negre, nu mai spun, lumea cade pe spate, nenorocire, leșin colectiv când se aude găuri de vierme, tot felul de minuni cosmologice. Ei bine, în momentul ăla se nasc tot felul de aberații. Și la fel se întâmplă cu multe cuvinte din știință și cu multe lucruri pe care nu le înțelegem. Sau, ca să le înțelegem, e nevoie să facem un efort mare. Ori nu e mai simplu să nu facem efortul ăsta și în loc să avem în față un câmp posomorât, să putem zburda în voie zglobiu pe un câmp plin de flori. Asta e, de fapt, asta e unul din lucruri, unul din elemente. Știința e prea posomorâtă și avem nevoie de ceva zglobiu. Eu cred că am început să înțeleg ceva despre pseudoștiință și negarea științei din cel mai neașteptat loc cu putință. Și anume am avut ocazia de curând să revizuiesc traducerea la Ce este luminarea a lui Kant. Și acolo e această idee atât de înălțătoare că să gândim cu mintea noastră, nu? Că asta ne scoate dintr-o stare de minorat. Și pe urmă m-am uitat la exemplele lui, nu le mai țineam minte. Și unul dintre ele este că de ce să gândească medicul pentru tine și să stabilească dieta? Că ăsta e un exemplu de minorat. Și zic, măi, ce e asta? Sună așa, Olivia Steer. Scuze că pomenesc numele sacru al lui Kant în combinație cu al ei. Și mi-am dat seama că cei adepții teoriei conspirației se reclamă de la acest foarte nobil îndemn kantian de a gândi cu mintea ta, dar în domenii pe care nu le stăpânești. Deci eu aici văd o sursă importantă, cineva care zice, stai, eu vreau să gândesc cu mintea mea despre vaccin și vreau să hotărăsc eu dacă să mă vaccinez, de ce să hotărască altul în locul meu? Că asta e ca și cum ar fi o stare de minorat, nu? Și în alte domenii, sau asta, să începi să vorbești despre fizica cuantică, nu? Când tu ești un laic, dar gândești cu mintea ta, nu-i așa? Aici par să fie pe masă două lucruri foarte diferite. Vlad invocă necesitatea de divertisment, care ar sta în spatele proliferării pseudoștiinței. Grigore invocă discursul care pare să spună trebuie să gândesc cu capul meu. Lynn McIntyre, care stă de vorbă cu
platiștii, cu partizanii Pământului Plat, pare să spună altceva în carte. Nici divertismentul, nici dorința de a gândi cu mintea ta. El găsește acolo, la congresul Flat Earth Society, oameni traumatizați, care au suferit traume în trecut. Deci pare să ne spună că o constantă a celor care erau acolo și credeau în Pământul Plat este că ei înșiși povesteau despre traumele pe care le-au suferit în trecut, fie cognitive, fie emoționale, și care își construiesc o identitate ca flatiști. Pentru ei, credința în Pământul Plat face parte din identitatea lor, așa cum pentru partizanul sau membrul unei biserici sau unei secte, a fi membru al bisericii sau al sectei face parte din identitate. Deci nici amuzament, nici investigație individuală, ci altceva. Cred că ăsta e un caz limită. E interesant din punct de vedere, nu știu, sociologic, psihologic. Dar multe din teoriile răspândite aiurea în lume și care nu ating gradul ăsta de absurd, nu cred că îi așează pe oameni neapărat într-o sectă. Nu cred că îi face să se simtă solidari, ci le oferă ceva ce nu au în viața de zi cu zi. Da, le oferă o iluzie de a stăpâni un adevăr care, evident, e ascuns, asta e clar, pentru că e mult mai simplu să fie ascuns și pentru că viața e mai interesantă ca roman polițist. Știi? Adică să nu împinge prea departe concluziile pe care le tragi dintr-un caz limită. Cazul limită e important, poate tocmai pentru a distinge între știința ca sectă, nu, pseudoștiința ca sectă și alte forme de impostură. Și de a vedea că există un fel de diversitate a peisajului imposturii în jurul nostru, o formă de impostură ducând la acest discurs identitar din Flat Earth Society. Vreau să zic ceva și o să-l zic într-o clipă. Prima dată să spun că, într-adevăr, tu știi mai bine pentru că studiezi istoria nașterii științei moderne sau ceea ce înseamnă asta știința și ai putut să vezi cât de dificilă a fost demarcarea științei de tot ce a fost în jurul ei, da? De alchimie, de miracole, de soluții magice și mai departe, care sunt toate în felul lor căutări ale salvării, ale vieții prelungite, ale nemuririi, ale îmbogățirii, ale descoperirii pământului și așa mai departe. Deci a existat o perioadă lungă în istoria omenirii în care spectrul acesta al cercetării acoperea difuz ceea ce am putea să numim știință și care a devenit știință într-un anume fel doar, da? Desprinzându-se, rupându-și legăturile bunoară de alchimie, da? Sau bunoară de medicina secolelor, știu și eu, 15, 16, 18, da? Dar altceva voiam să spun atunci când am semnalat asta. Eu, citind cartea aceasta lui Lee McIntyre și cealaltă, dar mai ales asta, am vrut să plec invers. Am vrut să plec nu dinspre știință, pseudoștiință, înspre efectele sociale, ci mai degrabă dinspre societate, înspre aceste paradigme ale confuziilor dintre știință, pseudoștiință, paraștiință, negaționism, etc. Pentru că Lee McIntyre o spune la un moment dat, de unde se nasc, inclusiv în ce privește pe acești platiști, acești membri ai comunității Pământului Plat, dar și în celelalte domenii, s-au creat niște efecte de comunitate. Oamenii s-au alăturat unor comunități în care au descoperit valori pe care le-au pierdut în viața de zi cu zi. Sigur, el citează în carte posibilitatea existenței unor traume personale, da? Pot să fie revelații, pot să fie experiențe foarte dure, știu și eu, o boală gravă din care și-a revenit persoana respectivă, sau moartea cuiva drag, sau știu, suferințe de altă natură. Deci poate să existe un potențial traumatic, dar acesta trebuie studiat poate caz cu caz. Dar de multe ori
în adeziunea la astfel de comunități există un mecanism al revelației. Oamenii au ca un fel de revelație, ca un fel de iluminare. Ei se descoperă pe ei înșiși, pătrunși de acest miracol, da? Care până la urmă nici nu e important în conținutul lui. Contează faptul că acest miracol este împărtășit sau este recunoscut de către ceilalți. Și cumva e o formă de justiție compensatorie, felul în care oamenii se agregă ca într-un fel de spirit de revoltă față de autoritățile în care nu mai au încredere. Da, și aici tot legat de ce spui, tu cred că mai e ceva. Cred că oamenii au nevoie de ideologii. Adică în jurul poveștii ăstora se nasc ideologii. Asta e o chestie ideologică, de fapt. Așa este. Ori ideologiile sunt într-un raport rău cu știința. Sunt într-un raport foarte rău. Pentru că orice ideologie trebuie să te convingă de adevărul ei, fiind condamnată să pună sub preș gunoiul. Totul trebuie să arate foarte frumos. Ori noi știm că în viață lucrurile nu pot arăta foarte frumos, cum pretind ideologiile. Ori știința, nu, în știință nu poți să bagi gunoiul sub preș. Creează o mare problemă în raportul dintre orice ideologie și știință. Ideologia trebuie să-ți promită rezolvarea problemelor. Știința nu-ți promite așa ceva. Știința nu-ți poate promite nimic. Nu-ți promite decât că va funcționa onest conform regulii jocului. Asta e tot. E oarecum comic faptul că e vreau să spun povestea lui Lysenko. E oarecum comic faptul că în timpul comunismului știința era așezată în principiu foarte sus, era pe un piedestal. Se presupunea că toată povestea comunistă e științifică, că totul e demonstrat științific, nu mai era nimic care să scape acele științe. Și era de fapt cea mai antiștiințifică ideologie. Exemplul cu Lysenko e grotesc, dar Lysenko a fost om de știință sau nu? Trebuie să ne spui, Vlad, să ne spui două vorbe despre Lysenko. Păi, era un așa zis biolog sovietic care făcea, evident, era împotriva geneticii, pentru că în anii staliniști și puțin după erau doi mari dușmani ai științei sovietice. Genetica și cibernetica. Cibernetica era numită în dicționarul de filozofie sovietic pseudoștiință imperialistă orientată împotriva popoarelor sovietice. Asta era definiția cibernetică. El declara că poate obține niște recolte extraordinare, roșii cât peperii, nu știu, tot felul de enormități, care bineînțeles că violau tot ce se știa de genetică. Da, Stalin i-a dat credit, el și Miciurin erau cuplul fabulos. Cătălin știe mai multe decât mine despre lucrurile astea. Dar, cu toată pretenția de științificitate a comunismului, e o farsă, era o farsă. În realitate, și repet asta, în realitate... Știința și ideologiile sunt incompatibile. Lysenkoismul este un discurs care pretinde că e științific. Flat Earth, pământul plat, este un discurs care pretinde că știința nu există. Și sunt multe astfel de negaționisme care nu pretind că științifice. Ele pretind că știința este un discurs care ne induce în eroare, că ne putem îndoi de știință și putem să venim cu discursuri alternative. Deci, eu având această gândire mecanică, vreau să vă întreb pe Vlad Zografi și dumneavoastră care sunteți filozofii științei, rămânem până una alta în definiția lui Popper?
ca să știm despre ce vorbim. Că altfel spunem de o oră știință, noi, dar nu știm ce, nu știm la ce ne referim, hai să stabilim o convenție, măcar în seara asta, da? Avem o problemă cu acest criteriu de demarcație a lui Popper, care scoate în afară foarte multe bucăți din fizica teoretică de astăzi, care nu sunt încă testabile. Și așa numitele științe despre trecut, da? Paleontologia, antropologia, teoria evoluției. Asta am spus, că măcar să stabilim o convenție de Mai limbaj, da? putem să spunem ceva. Deci, această versiunea lui Popper ne atrage atenția asupra faptului că o știință este știință dacă are metodă corectă. Deci metoda este cea care e științifică. Metoda de testare și respingere și falsificare. Mai există o variantă în care să ne uităm la practicile comunității științifice sau la ceea ce Lynn McIntyre vorbește într-o altă carte, atitudine științifică. Există atitudini științifice și atitudini non-științifice. Și în atitudinea științifică intră mai mult decât doar testarea și jocul ăsta cu testarea, intră și ceea ce spunea Vlad la început, și anume faptul că omul de știință n-are scopuri mari, nu așteaptă să găsească adevărul și E, să nu. Cum să nu? Cum să nu? Cum să nu așteptăm? Păi, dar e calea cea mai acceptată social de acces la adevăr, știința. Asta așteptăm tot de la știința, adevărul. Mic, mare, restrâns, general, Păi și cuantic. Popper ne spune că așteptăm prea mult și că n-ar trebui să așteptăm adevărul, pentru că Dacă teoriile nici... vor fi toate falsificate, nu? În momentul în care spunem că teoriile sunt falsificabile, noi nu le relativizăm în sensul în care orice merge cu orice, orice teorie este echivalentă cu orice teorie. Așa cum bine știți, în medicină, progresul medicinei este unul care e cumulabil, adică sunt lucruri care au fost dobândite, care sunt valabile probabil de la Pasteur sau de la Koch până astăzi, da? Da. Sunt altele însă care au evoluat, adică peste ce a însemnat medicina la sfârșitul secolului al XIX-lea, s-au adăugat straturi noi de cunoaștere, care au falsificat, în ce sens au falsificat descoperirile anterioare? Nu le-au făcut caduce sau nu le-au făcut neutilizabile, ci le-au sofisticat, pe soclul lor s-a putut clădi ulterior. Deci nu e, știința nu este nici doar interesantă, nici relativă. Falsificabilitatea ține de posibilitatea științei de a înainta pe baza ceea ce a descoperit. Spunem așa, nu? Falsificarea înseamnă un procedeu foarte simplu de următoarea factură. Am propus un experiment care să-mi testeze teoria și acest experiment mi-a dat altceva, da? Am fost falsificat. Experimentul n-a ieșit, da? A ieșit, nu. Asta e teoria lui Popper, nu altceva. Falsificarea nu înseamnă nimic altceva decât că joci conform unor metode, ești obligat. Popper are o idee foarte frumoasă despre omul de știință care încearcă, de fapt, să spună ceva ce eu aș propune să spunem uitându-ne la istoria științei. În ultimii 400 de ani, umanitatea a dezvoltat un foarte interesant mod de a progresa. Un mod de a progresa care are de-a face cu comunități umane dispuse să colaboreze, în același timp dispuse să intre într-o competiție a ideilor, cu oameni care caută adevărul, dar sunt convinși că nu-l vor găsi în deplinătatea lui. Da? Spre deosebire de filozofii antici sau de iluminații mistici care vreau să găsească adevărul fără rest, omul de știință își propune să caută mereu adevărul, dar ce găsește sunt modele provizorii pe care le testează și care ajung să-i fie infirmate și o ia de la capăt. Și propune alte modele provizorii care sunt infirmate și o ia de la capăt. Ca un exemplu mult mai interesant, după mine, este homeopatia, despre care Singer a scris o carte foarte frumoasă despre homeopatie și acupunctură, apărută tot la voi, în seria voastră, cu ceva ani în urmă. Dom'le, dacă cu homeopatie e greu să te lupți. Deci cu credința pământul plat te lupți ușor, e exotică, scrie o carte frumoasă, un articol. Dar cu homeopatie e dură, de la Stuttgart există universități oficiale de stat de medicină homeopatică. Statul german finanțează asta.
Cătălin, dacă îmi permiți, aici e o poveste care se leagă și de ce spunea Dana înainte cu povestea cu fuziunea la rece. Aici s-a făcut până anii 80 o mare vâlvă, pentru că au apărut în Nature, cred, un studiu care spunea că există un fel de memorie reziduală a apei, care ar fi dat credit homeopatiei. Ideea e următoarea. Ai o substanță pe care ai dizolvat-o de atâtea ori încât în apă, într-o cantitate de apă, încât în apa aia nu mai ai nicio singură moleculă din substanță. Clar. Da? Bun. Clar, E, acum, are sau nu are efect asta? E aia apă chioară sau e altfel de apă? Și până anii 80 a apărut în Nature un studiu experimental care ar fi demonstrat că e altfel de apă, că există o memorie a apei. Studiul ăsta a făcut vâlvă atunci și au încercat să repete, pentru că totuși știința te obligă să repeți experimentele. Și s-a dovedit că era bla bla. Dar mai mult s-a dovedit și că era o escrocherie care trebuia să susțină industria farmaceutică homeopatică. să știi că homeopații afirmă și în ziua de azi că ei au dovezi experimentale pe animal. Până experimente pe animal dovedesc puterea vindecătoare a medicamentelor homeopatice. E așa fi. Sesizați aici exact distinția pe care am încercat eu să o spun la un moment dat, și anume că homeopatia și fuziunea la rece au încercat să joace jocul popperian al științei. Pretind că sunt știință. Pretind că există o chestie numită știință și aceste domenii de cercetare vor să fie științifice. Pământul plat, catastrofele, gândiți sau nu știu, Erich von Däniken, marțienii sau, mă rog, extratereștii care au creat pământenii și care au avut grijă de noi. Astea nu sunt de tipul ăsta. Nu, dar dăm voie cu homeopatia, dacă tot ai pomenit. Homeopatia chiar a avut rezultate bune. De ce? Pentru că Placebo, metodele de medicinei placebo. erau barbare la început, până în Corect. secolul XIX, erau absolut barbare. Corect. Washington a murit pentru că i s-a luat sânge. Se credea că luarea de sânge e soluție. Și așa a murit George Washington. Iar homeopatia avea două avantaje. Nu făcea rău, cum făcea medicina în cea mai mare parte, și în plus se oferea efectul placebo. Noi știi că îți face bine? Deci homeopatia, într-adevăr, la momentul ăla, la începutul secolului XIX, față de medicina standard, dar nici nu știu dacă statutul medicinei era incert oricum, homeopatia a avut rezultate bune. Iar efectul placebo e cunoscut. Nu Acum. e ceva misterios. Aici îmi pare rău că nu sunt studenții noștri cu noi ca să ne spună de câte ori le spunem în timpul cursului că ceva nu este știință pentru că it works, pentru că funcționează. Da? Cumva, multe lucruri funcționează, nu știm exact de ce funcționează. Pentru oamenii care cred în magie, magia a funcționat pe vremuri. Tentația este foarte mare, sunteți foarte ofertanți cu discuția asta. Dar de ce? Să vă spun foarte scurt de ce. E o operație pe care am făcut-o 25 de ani, nu contează ce, nu contează în ce, într-o boală gravă. Cu realizări bune, am ieșit cu ele în lume la congres, am luat premiul la New York cu operația asta, acum 10 ani, acum 15 ani, da? Mă făleam cu ea. Toată omenirea se fălea. După 20 de ani a venit unul și a demonstrat că această operație nu e bună. Nu prin progresul științei, nu prin apariția altor metode, pur și simplu s-a uitat mai onest la date. Noi în România facem medicină, cum să spun, preluăm din marile reviste și din marile ghiduri terapeutice, tratate și monografii. Dar ăia la Paris, la New York, la Berlin, la Tokyo, mergeau toți pe o linie. Și acum, spre stupefacția mea, aflu că am operat femei 20 ceva de ani cu o metodă și ar fi fost mai bine să le operez altfel. Și încă o dată, nu e vorba că a progresat știința și a apărut ceva mai bun. Pur și simplu, unul s-a uitat onest la date. Și după ce el și-a publicat articolul, în 6 luni, toți au început să recunoască, da, așa e. După ce 20 de ani, având firmele în spate, de medicamente și de echipamente medicale, au propovăduit o metodă și ne-am făcut-o după ei. Și de ce nu-i progres ăsta? Care-i progresul? Că am operat prost 20 de ani femei? Nu, că cineva s-a uitat mai atent la date. De ce n-ar Păi fi nu asta un s-a uitat, a progres? descoperit Scandalul, greșeala.
Dar este ceva care este revoltător și pentru mine ca medic, adică am investit viața profesională, o bună parte din ea, pe o cale greșită și pentru zecile de mii de paciente. Malicioasă, ce ne facem cu alchimia lui Newton? Alchimia lui Newton era încercarea lui Newton de a face chimie, de a construi o teorie a materiei și nu i-a reușit, pentru că nu era Am testat suficient de... toată viața, mult Da, după ce am la fizică. păi oamenii de știință nu lucrează numai la teoriile care reușesc, ei lucrează în multe direcții și în anumite direcții reușesc și în alte direcții nu reușesc. Tocmai asta ne spune și Popper, nu? Viața omului de știință este ceva eroic, titanic, marea majoritate a ideilor pe care le are omul de știință nu reușesc. Nu ajung să constru, nu ajunge să construiască omul de știință acolo. Or, fizica reușește să construiască ceva fenomenal în secolele 17, 18, 19, pentru că identifică acele probleme din realitatea în care noi trăim, care pot fi simplificate fără să le transforme în ceva artificial. Când vorbim despre gravitația terestră și interacțiunea Pământ-Lună, vorbim despre sisteme naturale, nu e nimic artificial acolo. Dar atunci, pentru că îi place cuvântul teorie lui Vlad Zografia, să-i pun o întrebare și lui. Spune-mi, cum rămâne cu Big Data? Că Big Data ne scutește de teorie, domnule. Deci eu dacă voi avea suficiente date ca să fac corelații valabile matematic, eu nu voi mai avea nevoie de o gândire mecanistă, mecanicistă. Nu e părerea mea. Există această părere. Există acest punct de vedere și e foarte puternic în ziua de azi. Dăm informație suficientă, îți voi da corelațiile fără să știu nici eu pe ce mecanism se bazează? Ce ne Nu știu. facem cu asta? Nu știu. E știință sau nu știință? Nu știu. S-ar putea ca lucrurile să fie și mai grave. S-ar putea ca o inteligență artificială care îți rezolvă problemele să funcționeze cu totul altfel decât mintea noastră, să nu aibă reprezentările noastre. Noi suntem condamnați la reprezentările noastre pe care le-am dezvoltat în miliarde de ani de evoluție. Eu nu știu ce să spun. Eu nu știu ce să spun despre entitatea asta. Neștiind ce să spun despre entitatea, ce vrei să spun despre ce face ea? Nu știu. Asta este atitudinea științifică, Vlad, da? Despre asta vorbește Lee McIntyre uneori, când vorbește despre atitudinea științifică, care este de tipul sceptic. Atitudinea științifică este atitudinea acelui cercetător, pentru că avem cercetători de la alchimie și până la orice alt domeniu, până la numerologie, da? Este atitudinea acelui cercetător care nu ezită să-și pună la încercare metoda, să-și pună la încercare nu numai rezultatele științei, ci și metoda după care lucrează, da? Da? Există în atitudinea științifică ceva care nu ține de conveniență sau de neconveniență, de ceea ce îmi convine sau nu îmi convine. E ceva care nu ține de afect. Ceea ce caracterizează foarte des pseudoștiința este relația noastră afectivă cu ceea ce am găsit, la acel celebru bias de confirmare care ne confortează, ne face să ne simțim confortabil în certitudinile la care am ajuns. Și la care renunțând simțim că pierdem ceva din identitatea noastră. Ori omul de știință nu are acest gen de confort, da? Sau dacă îl are, este dispus să renunțe la el, trecând peste confortul lui și supunându-se acestei probe. Aici sunt de acord, e absolut corect ce spune Ciprian, dar am un amendament. Totuși, subiectivitatea intervine. Subiectivitatea intervine în momentul în care, în momentele de cotitură, în momentele în care se nasc teorii noi. E un fel de a privi lumea pe care îl dobândim fiecare la o vârstă relativ fragedă. Și felul ăla de a privi lumea, care este esențialmente subiectiv, ne conduce într-o direcție. E cazul lui Einstein, care ajunge la relativitate pentru că vede lumea într-un anumit fel, pentru că s-a așezat într-un anumit fel. Și pe urmă respinge mecanica cuantică tot din același motiv. Pentru că e incompatibilă cu felul în care era el așezat în lume. Sunt
Iertați-mă, dar să ai să însoți filozofia științei, de istoria științei și de ceea ce se cheamă sociologia științei. Omul de știință nu se află el în fața problemei, se află el în fața problemei și lângă o sută de oameni în jurul lui pe care trebuie să întreacă, să-i fure, să-i ucidă uneori, există crimă științifică. Se înșală unii pe alții, fac progrese sau regrese din pasiuni, o adevărată telenovelă acolo de nu. Știință nu e o entitate pură care rezolvă probleme, cum să spun, abstracte asta, dar într-adevăr atmosfera asta am întâlnit-o pe ăla. Domn profesor Fronta se supără foarte tare pe mine atunci când pun problema așa, dar domeniul ăsta are un nume, se cheamă sociologia științei. Există sociologia științei. Johannes Wilsung a fost asasinat din gelozie științifică. Și nu numai că există sociologia științei, dar unii dintre întemeitorii sociologiei științei au făcut mea culpa în ultimii 10 ani, spunând nouă ni se datorează pierderea încrederii în știință. Asta am spus și eu la început, dacă La nu pe matematică, seama vedeți, lor trebuie pusă. domnul profesor Vida, ia să ne gândim la una dintre Tartaglia și Cardan pe tema rezolvării ecuațiilor de gradul 3 până radical. Păi, dar este un roman acolo de ură, de gelozie, de între matematicieni. Să ne gândim la demonstrarea teoremei Poincaré de către rus, cum Perelman, nu? Și cum a vrut caosul chinezul să-l fure, nu? Deci e un roman întreg, cum din aici. Suntem foarte departe de omul care stă și dedică viața și zău așa. Iartă-mă, Cătălin, el își dedică și viața, dar și sentimentele. Că viața are și sentimente. Păi ce vrei să faci? Păi sigur că da. Nu sunt aici să vă contrazic de parte de mine, tocmai pentru că fac teorie socială și mă ocup de dimensiunea socială și relațională a ființei umane. În același fel este și omul de știință o ființă socială și face parte dintr-o comunitate, face parte dintr-un mediu mai larg. Deci, nu am nici de cum iluzia omului de știință ca savant izolat de restul lumii, lipsit de sentimente și mai departe. Comparația pe care eu o fac însă este cu adepții pseudoștiinței, pentru care adeziunea la un grup este o chestiune de identitate și de apartenență puternică și în care contrazicerea certitudinilor lor are forma unei suferințe sau unui sacrificiu. Da? Deci, diferența, dacă vreți, între adepții pseudoștiinței și oamenii de știință ține de felul sau de rolul pe care îl joacă aici angajamentul afectiv ca fiind decisiv. Mai adaug ceva la ce zici, iartă-mă că te întrerup. Nu cumva angajamentul afectiv al omului de știință nu este pentru răspunsuri? Asta ar explica puțin. Nu? Angajamentul afectiv al căutătorului, al cercetătorului, este pentru întrebare și pentru drumul care duce spre Bineînțeles, răspunsuri. e Deci, pasiunea angajamentul cercetării. afectiv al partizanilor Pasiunea Pământului Plat este cercetării pentru care. răspuns, da? Este pentru faptul că Pământul e plat. Mulțumim tuturor că ați fost alături de noi. Una dintre ascultătoarele noastre, Manuela Șoimu, spunea: a fost foarte fain în seara asta, au fost scântei, dar ne-a Da. plăcut că nu le-ați dat drumul să ardă. Ați păstrat tonul prietenesc al discuției. Asta este cafeneaua filozofică, despre discuție este vorba. Vă așteptăm săptămâna viitoare. Vineri seara o să fie vorba despre cât de participativă e democrația românească. Și după aia facem și Kant, facem și Bruno Latour, facem și Foucault. Până atunci, toate cele bune, la revedere!